Acțiune de amploare astăzi în Munții Făgăraș. Reprezentanții organizației Agen Green au blocat camioanele cu lemne tăiate în Munții Făgăraș. Protestatarii cer anchete la Vidraru și moratoriu național la exploatarea pădurilor virgine. Este vorba de 30 de activiști Agen Green, respectiv oameni de știință și alpiniști profesioniști. Ei au blocat în această dimineață pe Transfăgărășan camioanele încărcate cu arbori din Munții Făgăraș. Protestatarii trag prin această acțiune pașnică spontană semnalul de alarmă cu privire la distrugerea ultimelor păduri virgine din zona Vidraru, care pun în pericol inclusiv lacul de acumulare cu obiectiv strategic pentru sistemul energetic național. Protestatarii au afișat banere cu mesajul „Salvați ultimele păduri virgine” în limbile română și engleză.